au intrat din nou în conflict cu legea la scurt timp după eliberarea din închisoare. Vorbim despre doi foști deținuți reținuți vineri după ce ar fi aruncat două pachete suspecte peste gardul penitenciarului numărul 18 Brănești. În urma cercetărilor s-a stabilit că în interiorul pungelor era 100 de cartele SIM, un telefon mobil și droguri în formă solidă și lichidă. Potrivit informațiilor preliminare, cei doi ar fi ajuns în zona pușcăriei cu un taxi. Unul dintre ei, în vârstă de 29 de ani, este originar din Basarabeasca. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tâlhărie. Anul trecut și-a ispășit pedeapsa și a fost eliberat. Celălalt are 32 de ani și a stat după gratii 7 ani, fiind judecat pentru furt în proporții deosebit de mari. A ieșit la libertate la începutul acestui an. Ambii și-au ispășit pedepsele în același penitenciar de la Brănești. Toate obiectele și substanțele interzise care urmau să fie transmise deținuților au fost ridicate și trimise spre expertiză. Poliția continuă investigațiile.